În seara aceasta am putut să înțelegem că avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, chiar și a micilor copii. Am putut să înțelegem astăzi că Dumnezeu ne-a pus înainte tabloul vieții de credință. Ce frumos e tabloul acesta, în trei dimensiuni în această seară. Bucurie, ce ziceți, e rău să te bucuri. Dă-ne, Doamne, bucurie cât mai multe. Bucurie, rugăciune, da, e greu să te rogi. Mulțumire, asta e greu. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că viața de credință n-are nimic complicat în ea. mi îmi pare ciudat să știu că sunt oameni care se lasă înșelați de diavolul, crezând că a fi dedicat lui Dumnezeu, a fi om credincios, este un lucru peste puterea lor. Vreau astăzi să vă aduc aminte tuturor. Bucuria noastră este în Domnul. El e Cel ce ne capacitează să ne bucurăm. Rugăciunea, să știți că noi nu știm să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Mulțumirea vine tot dintr-o inimă pregătită de Dumnezeu pentru noi. Dar e trist să știi că diavolul îi înșală pe oameni și nu pe puțini. De multe ori pe noi înșine ne înșală diavolul să credem că e așa de complicat să fii creștin. Nimic nu e mai frumos în viața aceasta, decât să o trăiești ca un creștin dedicat lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, predica din această seară a fost o prelungire la ceea ce noi, de altfel, duminică seara am avut aici, sărbătoarea mulțumirii, nu așa? Am fost chemați să înțelegem că mulțumirea trebuie să fie parte din viața noastră. Să înțelegem că rugăciunea trebuie să fie parte din viața noastră și bucuria trebuie să fie parte din viața noastră. Însă, duminică seara aminteam aici un cuvânt din Iacov, de la capitolul 1, versetul 16 și 17. Știți ce cuvânt am rostit atunci și îl rostesc cu bucurie, și astăzi. Fiți atenți! Nu vă înșelați! prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus coborându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cine credeți că a fost cel ce a ridicat-o pe sora Tabita din moarte? Cine credeți că a fost acela? Domnul! Cu siguranță! Sora Tabita are viață de la Domnul, dar tu de unde o ai? Toți avem viață de la Domnul. Până la urmă, orice dar bun și de săvârșit vine de la Domnul. Viața o avem de la Domnul. Mișcarea o avem de la Domnul. Ce frumos predica Apostolul Pavel în Areopagul din Atena. În el avem mișcarea, ființa, umblarea, toate le avem de la Dumnezeu. Dar de ce zice cuvântul așa? nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. De ce? Că suntem tentați să uităm că le avem toate de la Domnul. Suntem tentați să credem că e complicat să te rogi, că e complicat să mulțumești lui Dumnezeu. Dar avertismentul Scripturii pus înaintea noastră în repetate rânduri este nu vă înșelați. Și în seara aceasta, pentru că suntem la studiu biblic, frații mei, Haideți să înțelegem că stă înaintea noastră un avertisment. Să nu ne înșelăm. Putem și noi, oameni mari cu capul pe umăr, să fim înșelați? Categoric da. Zice Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 7, următoarele cuvinte. Ia uitați-vă. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum El însuși este neprihănit. Nimeni să nu vă înșele. Am o întrebare la dumneavoastră. Mai multe chiar. Ați fost înșelați vreodată de cineva, de vreun om? Cine a fost vreodată înșelat? Fără jenă, ridicați mâna sus, eu sunt unul. Ați fost înșelați. Cum v-ați simțit când ați fost înșelați? V-ați bucurat? Ați fost frustrați. Asta ți aduce înșelarea. Trăiești o frustrare și zici, vai, cum de m-am lăsat înșelat? Dar ce a fost cu mine? De ce m-am lăsat înșelat? Ei bine, dragii mei, din punct de vedere al vieții spirituale, al vieții de credință, de multe ori ne lăsăm înșelați și vai câtă frustrare aduce aceasta, înșelarea aceasta și nu trăim frustrarea acum, dar mă tem să nu trăim frustrarea la capătul vieții. Scumpii mei, noi putem fi înșelați în multe feluri. Putem fi înșelați de oameni. Oameni care vin să ne spună una și în realitate să fie alta. Pe tărâm spiritual putem fi înșelați de oameni care vin să aducă învățături false. Și nu odată mi-a fost dat să văd oameni care au fost pe calea lui Dumnezeu și care s-au lăsat înșelați decât un învățător venit de încoace sau dincolo. Și vai ce repede se lasă oamenii înșelați pentru niște lucruri de nimic. Pentru niște învățături. Că vezi, Doamne, vine cineva să impresioneze prin carismă sau altceva de felul acesta. Alte ori suntem înșelați prin simțurile noastre. Câteodată, așa de mult punem noi pe simțurile noastre. Așa de mult când. Ce frate, așa de bine m-am simțit. sau vezi, Doamne, ce am simțit noi este grozav. Vreau astăzi, nu din dorința de a dezamăgi pe cineva, dar vreau să vă spun, viața de credință nu se bazează pe simțuri. Viața de credință se bazează pe credință. Atâția sunt răsturnați și înșelați în umblarea lor cu Domnul pentru că ei n-au simțit sau pentru că ei au simțit. Și unii au ajuns să simtă într-un context al falsului, și al înșelării. Ia gândiți-vă, dumneavoastră. Oh, aș putea să dau exemple multe. Uh, Isaac era bătrân. Era bătrân și a venit fiul său, Iacov. Isaac îl aștepta pe Esau să vină la el. A venit Iacov și a pus blană de ied pe mână ca să fie mâna părosă și s-a dus la tatăl său la Isaac și a zis Isaac așa, glasul parcă este a lui Iacov. Da, dar eu simt că simt că e mâna lui Esau. A fost înșelat Isaac, sigur că a fost înșelat. După aceea, gândiți-vă, pentru că se învârte roata, după aceea Iacov, într-o bună zi, primește haina lui Iosif înmuiată în sânge, și a fost înșelat să creadă că fiul său Iosif a murit. Simțurile ne înșală adesea. După aceea, de multe ori ne înșelăm cu privire la părerea noastră despre noi înșine. Și este trist lucrul acesta. Recitesc cuvântul acesta. 1 Ioan 1 cu Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Sunt oameni cu care stai de vorbă și cu seninătate se uită la tine și spune de eu n-am păcat. Și bieții oameni se înșală pe ei înșiși. Alții se înșală iubind mai mult plăcerile decât adevărul. Și se înșală din punctul acesta de vedere că plăcerile sunt mai la îndemână, zic ei, decât adevărul. Plăcerile apelează la simțuri și ignoră adevărul și bieții oameni cât se păcălesc. Alții sunt înșelați datorită ignoranței, a neștiinței. De aceea noi suntem în casa lui Dumnezeu Să nu ne lăsăm înșelați Copilașilor, nimeni să nu vă înșele În seara aceasta ne-a adus Domnul aici în casa lui Să ne aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic Asta a spus mărturia uh, sorei Tabita Să ne aduc aminte că Dumnezeu e un Dumnezeu Care vrea să trăim viața de credință în bucurie În rugăciune, în mulțumire Nimeni să nu ne înșele Dar uitați-vă Vreau să pun înaintea dumneavoastră câteva domenii biblice în care Scriptura ne avertizează în termeni foarte clari cu privire la posibilitatea înșelării sau a auto-înșelării. Pune te rog pe ecran 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 și 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici cei bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Credem noi cuvântul acesta. Chiar îl credem. Frații mei, cuvântul aici unde zice nu vă înșelați, e un cuvânt care ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Pentru că prea mulți oameni se șală în vremea aceasta cu privire la intrarea în rai. Sunt prea mulți care se înșală în privința aceasta. Mulți cred că toți oamenii vor ajunge în rai. Ați stat de vorbă cu din ăștia, care până la urmă pă, toți ne duce Dumnezeu în rai, că Dumnezeu este dragoste. Toți știu câte un verset din ăsta din Scriptură pe care îl mai și scot din context. Și ei cred că indiferent cum îți trăiești viața pe pământ, Dumnezeu ne ia într-o bună zi și ne duce pe toți în rai. Versetele pe care le-am citit din Scriptură nu ne dau dreptul să credem asta. Repet, nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în, privirea, în privința aceasta. Mulți cred că toți oamenii buni și cum se cade vor ajunge în rai. Indiferent de ceea ce cred ei. Frații mei, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar trebuie să predic adevărul. Cum se cade, te ajut aici. Însă înaintea lui Dumnezeu te ajută numai credința în Hristos. Numai Hristos ne poate duce în Rai. Ce frumos spune Mântuitorul Iisus Hristos. Uitați-vă în, roman, în Ioan la capitolul 8 cu versetul 24 ce spune Scriptura. Zice Domnul Iisus Hristos, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Intrarea în rai ne o face Hristos și numai El. Oricât am crede noi să mă duc, că sunt bancuri astăzi, că ne ducem la poarta raiului, bancuri cu poarta raiului și cu Sfântul Petru, că ne ducem și le spunem, lasă-mă în rai că eu am făcut asta sau asta. Nu vă înșelați! Viața de credință nu e un banc. Viața de credință înseamnă ascultare de scriptură. Și scriptura ne spune în termeni foarte clari să nu ne înșelăm cu privire la intrarea în rai, pentru că intrarea în rai este condiționată clar în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură zice: Duminică vom avea aici un botez, Marcu 16 cu 16. Vom avea un botez. Și de ce avem un botez aici, duminică? Pentru că zice scriptura așa cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, iauzi, va fi osândit. Dragii mei, noi nu putem schimba cuvântul lui Dumnezeu. Să-l punem cum ne place nouă. Să-l așezăm așa cum ne place nouă. Că toți oamenii vor ajunge în rai. Că oamenii cum se cade vor ajunge în rai. Eu aș vrea să ajungă toți în rai. Dar nu după mine că raiul nu e al meu, raiul e al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că în rai nu avem dreptul să ne înșelăm cu privire la intrarea în rai. Și de aceea eu în această seară predic acest avertisment. Nu vă înșelați cu privire la intrarea în rai așa cum se înșală foarte mulți oameni. Nu cum se cădenia ne duce în rai. Pentru asta nu înseamnă că nu trebuie să fim oameni cum se cade. Și oameni făcători de fapte bune, pentru că cine crede cu adevărat în Hristos are viața schimbată de Hristos. Dar vă rog să vă gândiți, dumneavoastră, avem pe paginile cărții Faptele Apostolilor un exemplu al sutașului Corneliu. Rugăciuni, milostenii au ajuns până la Dumnezeu, dar a fost el mântuit numai prin rugăciuni și prin milostenii. Nu? Dumnezeu a trimis la el mesagerul său, un înger și a spus: "Du-te, cheamă-l pe Petru să vină în casa ta și el îți va spune ce trebuie să faci." Și ce a spus Petru să facă? "Crede în Isus Hristos ca să fii mântuit tu și casa ta." Acesta este mesajul apostolilor. Credința în Hristos, bizuirea pe lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Mulți creștini chiar se înșală astăzi, uitând că decretul lui Dumnezeu rămâne în picioare. El a spus, nu vă înșelați cu privire la intrarea în rai. În împărăția lui Dumnezeu nu poate să intre oricine. Dacă trăiești în păcat, nu poți să ajungi în rai. Nu poți și cu păcatul, și cu Dumnezeu. Poți să fii tu botezat. Poți să fii tu unul care ai făcut una și alta, dacă stă păcatul lipit de tine, dacă străiești viața în păcat și în nelegiuire, nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea și să zici, eu vreau să ajung în rai. Unii cred că dacă ești un om religios, ți-ai asigurat intrarea în rai. Aduceți-vă aminte că tot Mântuitorul spunea în predica de pe munte, așa în Matei 7 cu 21, nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și putem să ne uităm și la versetele următoare, versetele 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și versetul următor, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți cei ce lucrați fără de lege. Intrarea în rai, frații mei și surorile mele, presupune credință, bizuire pe Isus Hristos și pe lucrarea Lui. Credința adevărată te obligă să faci faptele credinței adevărate. Uitați-vă la Apostolul Pavel, zicea el în 1 Corinteni 9 cu 27, următoarele cuvinte. Omul credincios, Apostolul Pavel, zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Îmi pare ciudat să știu că ajungem să ne înșelăm pe noi înșine, fiind foarte îngăduitori cu noi, zicând, a, Dumnezeu e bun și ne primește și așa, Dumnezeu e cum se cade, e bun și ne primește și așa. Eu am datoria să vă predic adevărul, frații mei. Zicând încă o dată, nu vă înșelați cu privire la intrarea în rai. Cum se intră în rai, a spus Domnul și mai pune odată cuvintele acestea ca să le mai citesc o dată cuvintele care uh, au fost prezentate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6 cu 9 și 10. Uitați-vă, 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor mășteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvari. nu pot și în curvie și în rai, nici curvarii, nici închinătorii la idol nu pot fi și cu idolii și cu raiul, nici prea curvarii, nici cu prea curviile și, și cu raiul, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, din toată inima doresc să ajungem în rai, dar să nu ne înșelăm cu privire la intrarea în rai. Un alt domeniu al înșelării. Ia uitați-vă! 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33. Nu vă înșelați, strigă din nou cuvântul Domnului. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De ce credeți că zice nu vă înșelați? Frații mei și surorile mele, noi trăim în lume, dar nu trebuie să trăim ca lumea. În lume, noi trebuie să trăim ca sfinții lui Dumnezeu. La asta ne cheamă Domnul. Eu am trăit o experiență destul de neplăcută. Cu mulți ani în urmă eram tânăr păstor într-unul dintre satele de aici, din Județul Timiș, nu mai amintesc satul. Și la un moment dat aflu că una dintre femeile care s-au pocăit în satul acela, o femeie destul de... avea o vârstă oarecare deja, era văduvă, s-a pocăit și la un moment dat aud că ea primit în casa ei pe un bărbat de acolo din sat și că ea trăiește în păcat. Când am auzit, m-am necăjit foarte tare. M-am dus să stau de vorbă cu ea. Și cu atâta seninătate mi-a spus femeia așa. Zice, soră, dar cum v-ați permis să faceți așa ceva? Nu știți că e păcat. Și stă se uită la mine senin și zice, dar n-am știut că e păcat. Și atunci m-am simțit foarte vinovat, vă spun cinstit. M-am simțit foarte vinovat și am zis, Doamne, poate n-am predicat despre lucrurile astea. Poate n-am spus despre lucrurile acestea. Ei bine, dragii mei, cu riscul de a supăra pe cineva, eu vreau să vă spun astăzi, Scriptura este cât se poate declară. Intrarea în rai o stabilește Dumnezeu și ea este pentru oamenii care cred în Hristos și trăiesc și ei cum a trăit Isus. În al doilea rând, Avertizmentul este: nu vă înșelați, tovarășile rele strică obiceiurile bune cu alte privire, cu alte cuvinte. Nu vă înșelați cu privire la anturajul vostru, la cei cu care vă împrieteniți și vă legați viața. Scumpii mei, vreau să fiu foarte practic astăzi. Evitați tovărășia sau însoțirea cu oamenii care vă conduc spre păcat. Măsurați-vă bine viața. Uită-te la cel cu care te-ai împrietenit sau cu care te împrietenești. Și puneți întrebarea aceasta în termeni foarte simpli. De când sunt prieten cu omul acesta, cu fata aceasta, cu băiatul acesta, am crescut spiritual sau am scăzut spiritual? M-am ridicat sau m-am -am prăbușit? Dragii mei, prietenii ne pot influența spre apropiere de Dumnezeu dacă sunt oameni credincioși sau spre îndepărtare de Dumnezeu dacă sunt oameni necredincioși. Și de aceea eu astăzi fac doar o strigare aici pentru toți cei ce mă pot auzi atât în biserică cât și cei ce sunt conectați cu noi pe internet. Ferește-te de compania acelora care te pot înșela din punct de vedere doctrinar și moral. Cu atâta ușurință oamenii astăzi spun întrebarea Da, îi păcat să? Ascultă-mă bine, ferește-te de ea care zic Nu-i păcat, foarte ușor Aia nu-i păcat, aia la altă nu-i păcat Ferește-te de astfel de oameni Că am auzit din ăștia umblători prin biserică Care spun despre lucruri care sunt scrise negru pe alb în scriptură Și zic, dar nu-i păcat și își mai găsesc exemple Că și David, că și cutare Dragul meu nu-ți doresc soarta lui David care a păcătuit. Nu-ți doresc cădere în păcat și de aceea astăzi e datoria mea ca păstor să fac auzit glasul Evangheliei și al voiei lui Dumnezeu aici și să spun feriți-vă de cei ce vă pot înșela din punct de vedere moral, din punct de vedere doctrinar și trăiți-vă viața în sfințenie. De asemenea, dragi tineri, avem aici mulți tineri, Feriți-vă de legăturile romantice și amoroase cu oameni care nu au nimic de a face cu Dumnezeu și cu credința în Dumnezeu. Cu oameni care nu înțeleg că voia lui Dumnezeu este să ne păstrăm neîntinați de lume și să ne păstrăm curat, să trup, păstrăm trupul nostru în sfințenie. Până când ne angajăm în căsătorie ca să ne trăim viața în căsătorie, tot într-o relație curată și sfânt, sfântă înaintea lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta, dragii mei, că mi se pare că prea ușor amestecăm paiele cu neghina și grâul cu neghina, prea ușor le amestecăm. De asemenea, feriți-vă de compania și de socializarea cu oamenii aceia care îți pot infecta mintea și comportamentul. Gândește-te ce înveți de la ei. Ferește-te de cei care îți pot aduce învățături false, învățături străine. Nu vă înșelați tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci ce am zis? Nu vă înșelați cu privire la intrarea în rai, pentru că intrarea în rai o stabilește Dumnezeu și criteriile de intrare în rai sunt scrise aici. Credința în Hristos și trăirea ca și Hristos. Nu vă înșelați cu privire la anturaje, crezând că puteți să vă însoțiți cu oricine, pentru că o companie nefericită la nefericire te va duce. Și în al treilea rând vreau să zic, nu vă înșelați cu privire la semănat și la secerat. Vă citesc un cuvânt din Scriptură Galaten 6 cu 7, zice Scriptura aici așa. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie badjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Mulți cred că legea aceasta a semănatului și a seceratului nu se aplică în dreptul lor. Uită, ai semănat greu, vei culege greu. Ai semănat neghină, vei culege neghină. Dar uită oamenii și se lasă înșelați și cuvântul Domnului spune în termeni foarte clari, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Drag părinte care ești aici, vei secera ceea ce semeni în copilul tău, aceea vei secera. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, și când va fi mare, nu se va îndepărta de la ea, zice Scriptura. Ce semen în copilul tău, aceea vei culege. Sigur că seceratul vine mai târziu, că semen și stai liniștit și ziceam am semănat, uite că nu s-a întâmplat nimic azi. uite, am semănat în aprilie și uite că e mai și n nu s-a întâmplat nimic. A, se vede ceva, nimic, așa. Micuț, micuț, da? Nu-i mare lucru. Numai că seceratul vine acolo prin octombrie, târziu. Și știți ceva? Știți ce secerăm? Exact ce am semănat, dar în cantitate mult mai mare. Asta e legea semănatului și seceratului. Vei secera mai târziu și vei secera nespus mai mult decât ai semănat. Și acum, frații mei și surorile mele, eu vreau să vă aduc aminte că poți secera binele. Și mă rog Domnului să semănăm binele ca să secerăm binele. Amin. Să semănăm binele ca să culegem binele. Uitați-vă! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și veți culege ce trebuie. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu poartă de grijă. Marcu 10, versetele 29 și 30. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor viața veșnică. Există un secerat și e mult mai abundent decât semănatul. Poți secera bine și zic, Doamne ajută-ne să semănăm bine ca să secerăm bine, dar vai, putem să ajungem să secerăm răul dacă semănăm răul. Vă aduc aminte versetul pe care l-am citit la început. 1 Corinteni 6 cu 10. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pot să viseze la împărăția lui Dumnezeu, dar ei rămân cu astea pe care le-au semănat, cu lăcomiile, cu bețiile, cu hoțiile, cu defăimările, cu răpăreala și cu toate acestea. Ce seamănă omul aceea va se cera? Însă, dragii mei, să știți că seceratul acesta nu e neapărat aici tot. Unii vor secera în veșnicie. Acolo va fi secerișul de plin, în rai sau în iad. Frații mei și surorile mele, nu vă înșelați crezând că putem trăi oricum. Să nu ne înșelăm. Există acest repetat avertisment nu vă înșelați nici cu privire la intrarea în rai, nu vă înșelați nici cu privire la anturaje, nu vă înșelați nici cu privire la ce semănați pe pământul acesta, pentru că cel ce veghează asupra tuturor acestora este Dumnezeu, care răsplătește fiecăruia așa cum se cuvine. Veniți să semănăm potrivit cu neprihănirea și va fi ferice de noi. N-ar fi trist să ne trăim viața și la capăt să-l auzim pe Domnul care ne zice: Te-ai lăsat înșelat. Ai crezut tu că poți și cu una și cu alta, că poți să trăiești viața și cu păcatul și cu neprihănirea. De aceea, frații mei și surorile mele, în această seară, e voia lui Dumnezeu ca noi să fim avertizați. Să înțelegem avertismentul lui Dumnezeu care ne vrea binele. Dumnezeu vrea cu tot din adinsul să ajungem în raiul său, dar pentru aceasta ne spune, trăiți aici pe pământ, potrivit cu neprihănirea. Ce mare înșelăciune! Să dai veșnicia pentru o clipă de plăcere păcătoasă? Ce mare înșelăciune! O, dragii mei, uitați-vă, oamenii înșelați de pe paginile Sfintelor Scripturii a fost înșelat Petru. Știți ce s-a întâmplat cu el? A ieșit afară și a plâns cu amar. Ferice de el că s-a pocăit și Dumnezeu i-a iertat păcatul. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi la oameni care au, secerat ce, care au semănat ce nu trebuie și au ajuns să secere potrivit cu ce au semănat. De aceea eu vreau să vă chem astăzi în numele Domnului Isus, frații mei, surorile mele, veniți să înțelegem că Dumnezeu ne vrea binele și ne avertizează zicând, nu vă înșelați. Stați înaintea Domnului, rugați-vă și ziceți, Doamne, nu mă lăsa să mă înșel niciodată. Nici din ce privește învățătura să nu mă înșel, nici în ce privește trăirea să nu mă înșel, nici în ce privește credința să nu mă înșel, Doamne. Ajută-mă ca în fiecare zi să trăiesc legat de Tine, Doamne, gândindu-mă la Tine, căutând să fac voia Ta și în felul acesta, cu siguranță, nu mă voi înșela. Amin.